Ziua cu cele mai mari emoții pentru elevii de liceu. Astăzi s-au afișat notele obținute la examenul de bacalaureat. Mediile sunt anonimizate, iar contestațiile se pot depune inclusiv online până la ora 18. Elevii din județul Mehedin sunt mulțumiți de rezultatele obținute, rata de promovabilitate fiind una asemănătoare cu cea de anul trecut. Ministerul Educației a publicat la ora 11 rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2023. Rezultatele au fost afișate atât online cât și în centrele de examen cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților. La nivelul județului Mehedin, rata de promovabilitate a fost asemănătoare cu cea de anul trecut. Pe primul loc în clasamentul liceelor cu cea mai mare rată de promovabilitate s-a situat Colegiul Național Gheorghe Țițeica, fiind urmat de Colegiul Național Traian, iar pe cel de-al treilea loc clasându-se Colegiul Național Pedagogic Ștefan Dobleja. Am avut un număr de 1641 de copii prezenți, iar un număr de 994 de copii au reușit. Avem un procent de 61%, acest procent este înainte de contestație. În perioada 4-6 iulie se vor soluționa aceste contestații și în data de 7 iulie se vor afișa rezultatele finale. Din promoția curentă avem într-adevăr un procent mai mare, 68% dintre copii, 69% dintre copii au reușit. Elevii din județul Mehedin au fost mulțumiți de rezultatele obținute la bacalaureat, iar subiectele au fost accesibile în viziunea lor. Cum s-a părut examenul de anul acesta? A fost chiar ok, m-am bucurat, mai ales că l-am luat. Ai avut rezultate pe măsura așteptărilor? Da, chiar a fost ceea ce mă așteptam să fie. Te-ai gândit să depui cumva contestație? Nu, momentan cred că o să rămân așa. Mă bucur mult. Cum au fost rezultatele de la bacalaureat anul acesta? Ți s-au părut mulțumitoare? Din fericire pentru mine, da. Eu sunt reușit. La română mi s-a părut foarte ușor și la matematică destul de greu. La logică foarte, foarte ușor, chiar ușor. Eu n-am învățat, de exemplu, am învățat în ultimele 200 și am luat nota 9. Cei care au considerat că meritau mai mult au decis să depună contestație. Contestațiile au putut fi transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12-18, inclusiv prin mijloacele electronice. Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut examenul de bacalaureat anul acesta? Mi s-a părut ușor, am fost destul de pregătită, l-aș mai da încă o dată. Au venit rezultatele, spune-mi, ești mulțumită de ele? În mare parte, da. Vrei să depui contestație cumva? Vreau la matematică, mă așteptam puțin mai mult, dar vom vedea ce vom face. Notele de la examenele de bacalaureat 2023 sunt importante pentru absolvenți, deoarece în funcție de media obținută se pot înscrie la facultate. Mai mult decât atât, dacă absolvenții au obținut o medie mare la bac și au o medie generală mare a anilor de studii liceale, pot spera să obțină un loc bugetat la facultate.